ziua, dragi elevi din clasa 8-a! Mă numesc Leancă Mariana, sunt profesoară de limba și literatura română. Astăzi vă invit să explorăm minunata lume a gramaticii. Vom vorbi despre diateza activă. Vă invit să restabilim sensul proverbului. Învățând pe alții o insuficiență de informație de două ori. Cum credeți? Care dintre următoarele variante se potrivește în acest context? Studiezi, asimilezi, înveți sau cercetezi. Varianta originală a acestui proverb este învățând pe alții, înveți de două ori. Să recapitulăm informația despre verb răspunzând cu adevărat sau fals. Verbul este partea de vorbire principală și flexibilă care exprimă o acțiune, o stare sau existența. Întrebările la care răspunde verbul sunt când, unde, cum. Verbele care au forme pentru toate persoanele se numesc verbe impersonale. Verbele care nu au forme pentru persoana întâia și a doua, ci numai pentru persoana a treia, se numesc verbe personale. Îmbinările stabile de cuvinte echivalente cu un verb se numesc locuțiuni verbale. Și verbul are 4 moduri personale și 4 moduri nepersonale. Așadar, verbul este partea de vorbire principală și flexibilă care exprimă o acțiune, o stare sau existența. Adevărat, întrebările la care răspunde verbul sunt când, unde, cum. Este o afirmație falsă. Verbele care au forme pentru toate persoanele se numesc verbe impersonale. De asemenea, este o informație falsă. Verbele care nu au forme pentru persoanele a întâia și a doua, ci numai pentru persoana a treia, se numesc verbe personale. De asemenea, fals. Îmbinările stabile de cuvinte echivalente cu un verb se numesc locuțiuni verbale. Adevărat, și verbul are 4 moduri personale și 4 moduri nepersonale. Adevărat. Vă sugerez să identificați varianta adevărată pentru afirmațiile care au fost false. Vă invit să răsfoim dicționarul explicativ pentru a explica semnificația cuvântului diateză. Și primul sens al acestui substantiv este categorie gramaticală verbală care exprimă raportul dintre subiect și acțiunea verbului. Și cel de-al doilea sens este predispoziția unei persoane de a contracta anumite boli. Evident că pe noi ne interesează primul sens, cel ce se referă la gramatică, adică categorie gramaticală, verbală, care exprimă raportul dintre subiect și acțiunea verbului. Diatezele sunt formele pe care le iau verbele pentru a arăta raportul dintre acțiunea pe care o exprimă și subiectul gramatical. În limba română, verbul are 3 diateze, activă, pasivă și reflexivă. Diateza activă este forma pe care o ia verbul pentru a arăta că subiectul îndeplinește acțiunea orientată asupra unui obiect. De exemplu, verbele la diateza activă arată că subiectul este activ, face acțiunea și altcineva o suferă. Eu citesc o carte. Diateza activă arată că acțiunea este făcută de subiectul gramatical. Subiectul gramatical poate fi sau nu exprimat în propoziție. De exemplu, copiii aleargă prin curte, mâncăm înghețată. Să observăm următorul enunț. Ionel deschide cartea la ultima pagină. Observăm că Ionel este subiectul, adică autorul acțiunii, iar cartea este complementul direct. Suferă acțiunea. Vă propun un șir de proverbe, doar că acestea sunt rătăcite. Vom examina prima coloniță și a doua coloniță pentru a le restabili. Deci, prima parte. Buturuga mică, apa trece, dacă tăceai, cine soapă groapă altuia, să stăm strâmb, omul sfințește locul, omul face haina. Și jumătățile, și să judecăm drept, nu locul pe om, răstoarnă carul mare, filosof rămâneai,
și nu haina pe om, cade singur în ea, pietrele rămân. Bănuiesc că deja ați realizat asocierile posibile. Buturuga mică răstoarnă carul mare, apa trece, pietrele rămân, dacă tăceai, filozof rămâneai. Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea, să stăm strâmb și să judecăm drept, omul sfințește locul, nu locul pe om, omul face haina și nu haina pe om. Să observăm de ateza verbelor din aceste proverbe. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Verbul răstoarnă este verbul de ateza activă, modul indicativ, timpul prezent. Apa trece, pietrele rămân. Verbele sunt trece și rămân, ambele la de ateza activă, modul indicativ, prezent. Dacă tăceai, filozof rămâneai, verbele sunt tăceai, rămâneai, ambele la de ateza activă, modul indicativ, timpul trecut, imperfect. Următorul proverb, cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Verbele sunt sapă, cade, verbele la de ateza activă, modul indicativ, prezent. Să stăm strâmb și să judecăm drept. Verbele sunt să stăm și să judecăm, verbele la de ateza activă, modul conjunctiv, prezent. Omul sfințește locul, nu locul pe om. Verbul este sfințește, de asemenea este la de ateza activă, modul indicativ, prezent. Și omul face haina și nu haina pe om, verbul este face, este un verb la de ateza activă, modul indicativ, timpul prezent. Să analizăm verbul din proverbul să stăm strâmb și să judecăm drept. Să stăm. Ca parte de vorbire este verb, forma inițială a acestuia este a sta, este un verb de conjugare a întâia, modul conjunctiv, prezent, de ateza activă, este un verb intransitiv și îndeplinește funcția sintactică de predicat verbal. Vă propun în continuare să comentăm proverbul omul face haina și nu haina pe om în tehnica 6 de ce. De ce omul face haina și nu haina pe om? Răspuns. Nu contează ce haină porți, contează ce ai în suflet. De ce nu contează ce haină porți? Răspuns. O haină frumoasă poate ascunde un suflet urât și invers. Haina este cea care atrage atenția, dar nu îl face pe om mai bun, mai respectuos, mai inteligent. De ce haina nu îl face pe om mai responsabil, mai inteligent, mai omenos? Răspuns. Defectele, viciile umane nu pot fi mușamalizate nici cu cea mai scumpă stofă, nici cu cea mai originală piesă vestimentară. Hainele doar acoperă părțile corpului. De ce contează cel mai mult ce ai în suflet? Răspuns. Sufletul este ca o oglindă în care se reflectă faptele, cei 7 ani de acasă, demnitatea și omenia. De ce bogățiile spirituale sunt mai valoroase decât cele materiale? Răspuns. Bogățiile materiale sunt efemere, cele spirituale sunt avuții pentru toată viața. De ce sunt valoroase sentimentele, faptele și trăirile? Răspuns. O persoană se apreciază după faptele bune pe care le-a făcut, nici de cum după prețul hainelor din garderobă. Vă sugerez să identificați toate verbele la de ateza activă care se regăsesc în răspunsuri. Și, pe final, vă urez din suflet bucurie, armonie, dragoste, libertate, recunoștință. Să vă bucurați de ceea ce faceți. Mult succes!